suntem obișnuiți de Crăciun să punem pe masă cele mai alese bucate pe care nu le pregătim chiar în fiecare săptămână. În Japonia însă, pe 24 și 25 decembrie, se mănâncă aripioare iuți de la o celebră rețea de restaurante de tip fast food. Așa zisa tradiție a apărut de fapt după o campanie publicitară prin care se promova ideea falsă că acestea sunt deliciile preferate ale americanilor în perioada sărbătorilor de iarnă. Așa, aripioarele au început să se vândă ca pâinea caldă. Oamenii din Venezuela respectă cu strictețe vechiile tradiții, dar mai inventează și altele noi. Una dintre ele este de a merge la slujba de Crăciun pe role. Desigur, nu o fac toți, e mai degrabă o găselniță a tinerei generații, dar care se răspândește rapid. În America și Germania există tradiția de a ascunde printre crengile bradului un ornament de sticlă în formă de castravete murat. Cine îl găsește primul, acela are prioritatea de a deschide cadoul, ori chiar poate primi unul în plus. Există o legendă care explică acest obicei. Se spune că un emigrant german cu mai multe secole în urmă s-a îmbolnăvit grav. Înainte să moară, acesta a avut o singură dorință, să îi se aducă un castravete murat. După ce l-a mâncat, și-a revenit ca prin minune. Acasă, în Bavaria, el a început să pună o asemenea legumă în bradul de Crăciun în semn de recunoștință pentru faptul că s-a însănătoșit. Se spune că toți cei care vor agăța în brad un astfel de ornament vor avea parte de norocul pe care l-a avut personajul din legendă. Să ne teleportăm în Estonia. Acolo, în ajunul Crăciunului, familiile și prietenii merg împreună la saună și se scaldă în apele reci ca gheața. În 2014, cultura saunei cu fum din Estonia de Sud a intrat pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO. Iar în Portugalia, această sărbătoare este inclusiv un prilej de a-i comemora pe cei răposați. La masa festivă, familiile pun farfurii și tacâmuri, inclusiv pentru cei decedați.